intrarea în echipa lui Batin este definitorie. Încrederea care i s-a dat lui Hamed este răsplătită. Chiar dacă mai este mult de luptă, sperăm să o ducem cu demnitate până la sfârșit. De prima dată când dăm 3 goluri. Asta. Înainte de acest meci erați cu un pas în divizia B. Acum vă apropiați de salvare. Așa este. Obligatoriu, dacă nu vom câștiga vineri, n-are nicio valoare victoria de astăzi. Dacă vom câștiga vineri, dacă vom mai câștiga punctul pe care vi-l spun și o să vi-l repet de fiecare dată care este în conflict, noi cred că o să evităm și barajul. De când ați mai avut așa emoții cum ați avut? Continua emoții, dar mi-era teamă că nu putem să dăm mai mult de un gol. De-aia am și zis la greșeala noastră, a fost tot a noastră la primul gol, că iară suntem blestemați. Da, trebuia să sfârșească o dată și ghinionul. E cel mai frumos meci de când ați venit la Pandurii? Păi cu victorie. Și cu Concordia tot frumos. A fost că a fost o victorie. Vă credeți că veți marca 3 goluri și la ultima? Nu, n-am crezut că dăm 3 goluri. Am crezut că cel puțin vom scoate un egal. A fost inspirat Flavius cu schimbările? Flavius a fost inspirat și ce este bine că a știut și când să le fac. Dar când câștigi, toți suntem de partea lui. În 3 pentru 2 locuri? Pentru locul de retrogradare și pentru locul de baraj. E Chiajna, Timișoara și Pandurii. Așa cred. Dar mai sunt 4 etape.